te aleg mereu. Te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, slăvit să fie Domnul Iisus. Amin. Îi mulțumim Duhului Sfânt că ne-a pus pe inimă această alegere sfântă și minunată, ca să-L alegem pe El în dimineața aceasta. În detrimentul celorlalte lucruri, știu eu, a altor ocupații sau chiar a oboselii, că unii, așa cum s-a spus, au venit și vin din țară, din concediu, dar Domnul să fie slăvit în toate și pentru toate. Amin. Este minunat să fim în casa lui Dumnezeu și vrem ca toată lauda, toată gloria și toată mulțumirea să-i aducem lui Dumnezeu, că El a hotărât această dimineață. Și am putea să spunem, și eu pot să spun și cred că fiecare dintre dumneavoastră, așa ca Ezechia odinioară, că doar prin îndurarea Lui se bucură omul de viață. Prin îndurarea Lui ne bucurăm și noi de viață și vrem ca în dimineața aceasta Domnul să ne mai umple de viață. El este viața, cuvântul Său este viața și Domnul să ne vorbească prin cuvântul Său. Amin. Dragi, citim împreună cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând de la versetul 47. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 47 în jos. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui și să-l mâncăm? Iisus însă le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl tot așa. Cine mă mănâncă pe mine va trăi și în el și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Amin. Slăvit să fie Domnul! Pentru că așa cum spuneam, o mai hotărât o zi în care să intrăm în casa Lui. Ne-o ținut cu viață ca să putem și în această zi să ne apropiem de Sfântul Trup și Sânge a Domnului Iisus Hristos. Am citit acest cuvânt pentru că astăzi avem cina. Nu știu care cum s-au pregătit, care cum ne-am pregătit, care cât ne-am rugat, care cât am postit, dar vreau să știți că Domnul știe tot. Acum am mulțumit și mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici, că este un mare har să fim aici în această clipă și nu în altă parte. Și avem prilejul și ocazia și vrem să facem lucrul acesta. Să venim înaintea lui Dumnezeu, dacă știu eu, lucrurile de peste săptămână ne-au ocupat timpul prea mult și n-am avut timp să ne rugăm, sau poate să postim, avem prilejul acesta
în dimineața aceasta să ne ducem înaintea Domnului să facem o rugăciune de mărturisire. Vreau să facem această rugăciune. Să facem o rugăciune de mulțumire mai întâi, că suntem în casa Domnului, după care o rugăciune de mărturisire. Vrei ca Domnul să ne vrednicească să ne apropiem de Sfântul Trup și Sânge a Domnului Iisus, simbolizat prin pâinea și rodul viței. Dar noi n-ar trebui să privim și nu trebuie să privim la ele ca la un simbol. Pentru că ne-am întoarce la cum priveau iudeii atunci când Domnul Iisus le-a spus acest cuvânt. N-au putut să înțeleagă. Pentru că în mintea lor mă gândesc că erau o formă de canibalism. Că așa spuneau iudeii aici, la auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne ia trupul lui și să-l mâncăm? Nu înțelegeau. Poate că nici astăzi mulți nu înțeleg lucrul acesta. Dar noi am vrea să fim din acei care să înțelegem și ne rugăm ca Domnul să ne dea această înțelepciune, pentru că El o are și o dorim. Amin? Am vrea să privim la pâinea aceasta și la rodul viței cu adevărat ca și la trupul Domnului Iisus Hristos și sângele Lui. Am vrea să privim prin credință și să nu facem această obișnuință. Poate am mai spus lucrul acesta și știu că nu-i plac Domnului obișnuințele. Este bine să venim în adunare și îndemnăm pe toți cei de lângă noi să vină în adunare. Este foarte bine. Că aici dă Domnul binecuvântări. În adunarea lui Dumnezeu, în casa Domnului, spune salmistul, Domnul dă binecuvântări. Dar am vrea să facem lucrul acesta cu frică și cu cutremur. Mai ales că astăzi vrem să stăm la masă cu Domnul și să ne împărtășim cu Sfântului Trup și Sânge. Și în rugăciunea care urmează, vă invit să vă ridicați, aceasta vrea să facem, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în casa Domnului și să mergem într-o rugăciune de mărturisire. Eu nu știu care ce are să-i spună Domnului, dar aș vrea să intrăm înăuntru nostru, să ne cercetăm pe noi înșine și așa să mergem înaintea lui Dumnezeu. Apoi să-i cerem să ne mărească credința. Dacă ucenicii în vremurile acelea aveau nevoie și au cerut atât de frumos, așa îmi place, acolo când au cerut. Eu le-a spus Domnul Iisus multe lucruri și iertați-mă că nu vreau să vă țin mult în picioare. Le-a spus multe lucruri pe care nu le-au putut înțelege, nu le-au putut primi. Și poate avem și noi lucruri și avem cu siguranță multe lucruri care încă nu le înțelegem, ori nu le putem primi. Dar au cerut, au făcut acea rugăciune. Doamne, mărește-ne credința! Am vrea să facem și noi această rugăciune, rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de mărturisire și apoi să rugăm pe Domnul să ne mărească credința. Ca să ne apropiem de Sfântul Trup și Sânge cu credință, nu din oarecare obișnuință. O scurtă mărturisire și după care ne vom duce în rugăciune. Să nu careva cumva să credeți că este o autosugestie. Mi s-a întâmplat că am lipsit la cina Domnului, duminicile când era cina Domnului, din motive diferite, știu, alte lucruri. Dar toate trebuie să pălească, toate trebuie să cadă înaintea întâlnirii cu Domnul, ca să stăm la masă cu Domnul. Mi s-a întâmplat lucrul acesta, vă rog să mă credeți, luna aceea nimic n-a fost cum a fost înainte. Ceva era în mine, era lipsă, ceva lipsea. Așa vrem să ne apropiem. Și lucrul acesta nu se poate face prin autosugestie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Ne ducem în rugăciune.